Trăiesc într-un Matrix? Uite-te și tu, am venit la auction și toată lumea e același om. Mamă, cine vinde mă mașina asta? Moartea reală. A sosit Halloween-ul la Samsarul Auto. Hai să-i dăm și noi continuu frumos. Vedeți că avem un Mustang aici și colantat. S-au făcut niște update-uri aparent micuțe pe aici pe acolo, ci că prețurile la mașini s-au ajustat. Nici nu mai știu ce s-a întâmplat. Prețul mașinii care îl vinzi, dar și colantul pe care îl pui, sau mă rog, vopseaua ce pui tu acolo. S-au mai făcut niște schimbări, asta este ideea. Și dacă încerc eu să ascult fără căști, chiar sunt curios dacă mai vâjie laptopul, pentru că l-am dat pe modul silențios și cred că jocul ăsta reușește să-l ducă. O să vedeți că se cam chinuie el cu frame-urile, am 60, acum chiar ar trebui să se vadă în stânga sus, da, și vedem. Acum nu mai scoate niciun sunet, deci dacă mă joc în multe frame-uri, face laptopul urât. În fine, dacă e problemă cu sunetul, n-ar trebui să fie, uite, tomberul ăsta plutește, mă rog, ne-am întors la business-ul nostru, dar așa arăta aici, da mă, așa arăta, dar deși e așa întunecat, aia e întrebarea. E monitorul meu de la laptop întunecat, dar parcă, bă, nu există lumini în jocul ăsta, este puțin, că nu mai știu cum, de unde modific eu toată situația asta. Office Edit Mode. Welcome to Office Edit Mode. Da, nu mă interesează asta. Lumini în jocul ăsta există sau fac you can buy, you can upgrade. Ok, am înțeles că îi dau upgrade. Deci nouă practic ne trebuie $1,000,000 ca să-mi fac Office-ul 3. Ca să pot să-l fac mult mai mare, să se extindă plotul. Am înțeles asta. Fii atent că e de Halloween, what? Asta e puțin să vedem, nu prea știu cum... Ia. Și de ce nu pot să-l pun aici? Că aici are sens. Da, deci văd că pot să pui într-adevăr de Halloween. Hai să punem și noi așa pe tematică, deși nu știu, sper să nu strice ceva pe aici. Da, văd că n-au adăugat mare brânză, iteme noi nu au adăugat, adică na, content. Și de ce nu am becuri în jocul ăsta, nu-mi dau seama. Un pic dezamăgitor, dar ok. The move and delete, nu. Dacă eu ies, îmi rămâne totul salvat, corect. Așa este. Mă, sunt drăguț este, dar jocul are nevoie de mai mult content. Nu știu, mai multe chestii de decorat, în fine. Bun, hai să lăsăm asta la o parte. Deci sus de tot avem mașinuța noastră. Office-ul ăsta ar trebui upgradat cu totul, dar sincer n-am chef să-l upgradez. Și mașina asta o mai pot duce eu oare jos? Eu nu mai țin minte, cred că trebuie urcată pe lift, dacă nu... Ia stai, să o ducem la tow truck-ul 1, să o teleportăm. Vreau să dau și o tură, că era mașina mea de suflet asta. Ia să mergem să vedem prețurile, dacă o tunăm sau habar n-am. Ia mai merge. You can see all the buttons here. Mamă, face tutorialul că sunt pe un alt calculator, presupun. N-am mai zis că sunt plecat și că mă gândesc că v-ați prins și voi. Ia mă, merge jocul, merge în 60 de frame-uri, merge. Nu scoate nici zgomot, e perfect jocul ăsta să-l filmez. Bun. Ia mă, mașina are un kit de drifturi. Deci dacă nu v-ați prins, sunt plecat practic și nu stau la mine acasă și am setup-ul cu mine. Deci ar trebui cât de cât să ne descurcăm. Intrăm și noi la un auto painting aici, frumos. Dacă trebuie să vorbesc cu ăsta, parcă. E mult mai scump acum, fii atent, $9,000. Metallic. Mamă, ce roșu turbat. Ia vezi-l. Ăla așa. Dă-i un polish nebun. Mamă, cum arată. E crazy, row. Row the tort. Bun. Hai să vedem ce profit mai facem și noi. Banii îi avem, într-adevăr. Dar nu cred că mai pot eu să... Este așa. Mai putem să ducem mașina asta sus? Aia e întrebarea. În teorie ar trebui. Mamă, țin minte cât m-am chinuit să fac liftul ăsta. Că nu puteai să pui... Mamă, ce bătaie de cap. Deci îmi trebuie o lanternă, efectiv, în joc, e prea întunecat. Eu nu mi-aduc aminte să fi fost problema asta. Știu că e de la laptop sau care e jmecheria. Da, e bine mașina, dar trebuie oprit motorul. Da, e ok. Hai să plecăm noi de aici. Așa, și să mergem să cumpărăm niște mașini. Avem $500,000. Între timp veți apăsa butonul de like, pentru că de ce nu? Hai să vedem, car marketul e deschis, dacă nu ne plimbăm prin cartier și să... hai că au plecat frame-urile aici. Bun. E impresionant, știi că pot să mă joc pe laptop și că duce jocurile fără problemă și așa mai departe. Snap. Mamă, ce sunt un plom, mă. Cine vinde mă mașina asta? Moartea reală. Opa, noua mea iubită e aici. Ok, deci avem mașini bune. Oh my god. Ce mă? Tu vinzi mașina asta, ce vrea să fie? E Ferrari ca al nostru? Da mă, e Ferrari. What? Aia e din Turcia, credeam că e din România. Hai să vedem și noi un preț corect la mașina aceasta. Este vorba despre... Prețul e jos de tot, că nu-l vedeam. 300.000, vezi că nu e rău la 300.000. Vreau să-i facem o expertiză. Să verificăm seria de șasiu. Vine vericul, bagă mâinile pe acolo. Și hai să vedem ce se află aici. Dacă totul e bine, am prăpădit banii. Aia e, dar măcar știm. Ok, doar murdară mașina. Fii atent, n-are nicio daună mașina asta. Deci e foarte important. E 2004, e veche mașina, dar nu e mersă deloc. Deci asta e un supercar așa stat. Deci super, super mișto. Avem bargain. Bargainul ăsta vreau să o ducem în 280.000.
60 de un 280 de mii. The price is bothering me. What? Eu i-am zis că e ok, am reușit să le iau de la 340 la 280, deci cred că puteam și mai jos să fac. Ok, nu era mașina. Hai să trimitem mașina totuși acasă și să vedem ce putem să mai luăm. Asta e o mașină interesantă, dar aș vrea... Ce mă? Goblinul verde! E aceeași mașină, ce se întâmplă mă, de unde le-ați luat? Mama, asta are mulți kilometri și e 300 de mii. Ia atent, îți dau pe ea 200 de mii. Adică e huge oferta. 100 de mii de dolari. Mă iriți? Da. Nu mă bag, nu mă bag. Oh my god, iubita! Ia să vedem mașinuța. Da, se prezintă bine la exterior. Deci avem 100 de mii de kilometri și că n-are nicio daună. 23 de mii de dolari. Deci e așa ieftină? E prea ieftină. Opa. Ok. Bă, e clean mașina asta. Nu cred că putem să negociem mult la ea. 18.000? Dacă nu vrea la 18.000, înseamnă că deja prețul e foarte jos. Da. 20.000? N-ar trebui să mai negociez nimic la mașina asta, sincer. Ai double, triple check. Deci dacă la prețurile astea mici și când nu e țeapă, nu prea poți să faci mare lucru. De? Ok. Duba asta e interesantă. Cred că mă bag la Mercedes-ul ăla. Cred că ar să fie un 70.000. Oh my god. Poate jocul e mai întunecat că update-ul de Halloween. Sau? Mă rog. 100.000, 2017, 61.000. Ok, are niște daune. Trebuie să verificăm aici. N-am ce să fac. 04Q frumos. Ok, ok, ok. Da, e clean mașina. N-am ce să-i comentez. Vreau să negociem și noi la un 40.000. Dar nu cred. Mașina asta sub 60.000 știu că nu prea scade. Nu. 55.000. Că mașina duce până 90.000. 55, ok. Bun, nu era mașina, avem 3 mașini. Altceva nu prea mai am ce să cumpăr de aici decât aia de acolo, dar nu avem banii. Deci hai să ne întoarcem puțin acasă să vedem ce se mai întâmplă, doctore. Office. Ia, să pregătim și noi mașinuțele. Asta e perla, e bijuteria. Deși parcă o cam dezavantajează culoarea. Ia să dăm noi cu spatele. Îi facem o culoare mai nebună. Eu n-am văzut în viața mea Ferrari cu culoarea asta. Ce culoare e asta? Păi și tu ceva mai interesant. Fă-i... Fii atent, îi bagi un galben. Ce mă? A, nu e... Ok. Îi face un galben de la turbat și îl face metalic. Da, mi se pare o culoare corect. What? Hello? Ce facem asta? Alo? Am luat eu razna. A zis jocul, știi ceva, mersi pentru aia 30.000 de dolari, dar nu schimbăm culoarea. Țeapă, n-ai mai luat țeapă, e întrebarea. Mort să râu jocul ăsta, mai putem să zicem ceva, nu mai zicem nimic, asta e culoarea. Aulă, nu e coborât liftul. Da, e un pic nasol. What? Ce păgim ăla, spală mașina. Da, n-avem loc pe aici, aia e problema. Cred că fac așa gen, stai cum cade liftul în cap. Ăsta ne curăță mașina, dar bă, frate, bă. Ok, interesant, oricum liftul e un pic cam scuffed, așa nu prea e loc. Ok, vreau eu să o vând sus ca să fie premium gen. Nu stau mașinile și mechele, uite cât de întunecat e. Eu nu mi-aduc aminte să fie așa întunecat jocul. Ideea e că eu nu mi-am făcut-o, că m-am uitat la youtuberi în străinătate care joacă jocul și aveau niște de-astea super mișto. N-am mai stat eu să fac, eu am făcut prima oară tot sediul ăsta când s-a lansat jocul, știi? Și nu prea aveam exemple după care să mă orientez și nici foarte mult loc, de-aia trebuie să dăm upgrade. Ok, deci mașina e ok. Mașina cealaltă nu o să o vindem. Aia roșie o păstrăm momentan, că e mașina mea cum ar veni. Dacă nici la asta nu-mi schimbă culoarea, înseamnă că e buguit sistemul. Interesant interiorul. Dar are nevoie de o polișare mașina, de o curățare, nu știu ce are nevoie. Bun, hai să facem altă Opa, polish. Parts. Cred că vrea să le vopsească la culoarea inițială sau ce e aia? Da, nu-mi dau seama. Hai să facem roșie, nu știu. Facem totul roșu. Nu știu, mă, ce arită, a dispărut și ăla, s-a făcut noapte. Deci ce se buguiește? Ceva e dubios, mă, la jocul ăsta, nu știu. Hai să ne întoarcem repede acasă să dormim și vedem următoarea zi. Deci ne ducem în neighborhood. Ok, bă, de ce nu pot să vopsesc mașina, gen?
Mamă, nici un zgomot nu scoate laptopul ăsta, e squeaky clean, era să zic, dar nu, e silențios maxim. Bun, avem Office is dirty, unpaid bills. Dacă mai dorm eu o dată, nu mă mai lasă. Ok. Nu mă mai lasă să dorm, să dau skip la zile. De ce nu mă lasă să schimb culoarea mașinii, întrebarea. N-are niciun sens să fie bug la joc sau e de la mine. Uite, o să reintru în joc, dar n-are nicio... N-are legătură. Lasă, duce să curețe mașina. O, da, am lăsat-o și eu. Bun. Capota... Nu, cred că e murdară mașina. Cred că aia e faza. Adică dacă eu mă uit la car panel... A, nu mai e damaged. Ba, nu e dirty. Aia e chestia. Ok, no problem. Bun, hai să pornim. Asta e miștocuță așa. Șoare, mă. Miștocuță mașchineta. Are capul într-o parte caracterul nostru. Asta o punem cu spatele, nu mai contează. O avem și pe aia sus, cred că s-a dus el să spele. A, lol, o spală prin perete. Fii atent că o să-și revină capota. N-are cum, e imposibil. Car panel dirty. Cred că 5% dirty. Aia e capota, mă? Nu, capota tot la fel e. Nu știu, atunci trebuie reparat, înseamnă. În fine. Bun, hai să băgăm astea trei la vânzare și vedem noi ce. Bă, dar asta a rămas aprinsă, n-a rămas. A, da, parcă puteam să fac din tablet, așa e. Deci, web page frumos, ne ducem la bills, la facturi, le plătim. Ok, scumpicele facturile, car for sale. Și avem așa. Mamă, țin minte, băi, am cumpărat o Tesla episodul anterior și am uitat să o iau de la reparat. Am lăsat-o acolo, doamne. Dar fii atent, problema e că avem două Ferrari, ăsta roșu, ok. Bun, you can add photo. Hai să punem o poză, n-avem. Ok, deci ne-am luat-o cu 280.000, o vindem cu 400.000. Frumos. O ofertă bună de tot. 70.000 Audi-ul ăla și Mercedes-ul îl dăm la 100.000. Bun, deci toate sunt la vânzare. Trebuie să deschidem aici magazinul. Ok, și eu, da mă, eu am Tesla aia la reparat. Eu acum deci țin minte din episodul anterior. După ce am terminat de filmat episodul, am realizat că, băi, eu n-am mai luat niciodată mașina asta de la reparat. O lăsasem aici. Doamne, vericule, ai reparat la aia de... Ai cocoșat-o. Nu prea are sens, pentru că în joc trebuie să pornești motorul la Tesla. În viața reală nu pornești motorul la Tesla. Tesla pornește automat când te-ai urcat în ea. Adică s-a cam dus tot hazul. O, dar e mod de ligere ca asta. Uite cât de mare e mașina. Ok, stai să punem și pe asta la vânzare. Nu mai țin minte exact cu cât am cumpărat-o, dar rezolvăm acum, o punem și noi la un 90.000. Frumos. Îi lăsăm pe ăștia să vină aici să facă ei oferte. Ia vezi. Moartea. Ok, avem clienții au venit la office, da, asta e bine, dar o mai duc o dată la car market să vedem dacă este deschis astăzi sau nu. Nu e deschis și cred că mă duc în neighborhood să vedem dacă prindem ceva mișto. O să reintru în joc să văd dacă, dar nu cred că e de reintrat. Cred că pur și simplu s-a buguit jocul, nu știu de ce. Cred că e un bug de la update, pentru că n-aveam update-ul înainte și chiar păcat că era mișto să schimb mașina. Gen culoarea mașinii sau... Hai să mai luăm una de asta că văd că merge, sau ăsta e model mai nou. Nu cred că e model mai nou. 80.000 de kilometri, damage 16%. Hai să verificăm aici 72U. Bagă ăsta mâna aici, verifică. Ok. Da, deci nu are drift kit, ne-a păcălit și mai scade din preț. Și atunci din 28.000 o luăm în 15.000. Deci 15.000 nici măcar nu merită să o dai. E insane de puțin 15.000. 20.000? Da, nu vrea. Deci dacă nu reușim să negociem prețul de două ori, a treia oară trebuie să o cumpărăm la prețul real. Nu prea avem ce să facem. Bă, nu mai avem bani, din păcate. Ideea este doar să vindem ca să facem rost de bani. Mercedes-ul ăsta trebuie să treacă peste 40.000. Hai să... A, bă, nu, e 54.000. Ok. Să-l dau la 40.000, ce zici? Ți-l iau. Nu. 45.000? Dar nu am. Da, nu vrea. Ultima ofertă. Nope. Nu putem să-l luăm, păcat. Atunci luăm acest SQP. Ăsta trebuie să fie ieftin. 18.000. Îl luăm la un 15.000 și aia e. E oferta bună. I've reached the end of my patience. O, ești nebun? Ok. Here are the keys. Hai să dăm și noi o cheie. Mergem să ne teleportăm, ia. Mamă, dar greu pleacă de pe... N-ai mă cum să pleci așa greu de pe loc. Nici Dacia nu pleacă așa greu. Are drift kit ceva sau? Nu știu care e șmecheria, dar... Am crezut că s-a buguit tot jocul. Bun, trimitem mașina, ducem înapoi la office, le punem și pe astea la vânzare.
Ok, oamenii vin și pleacă, că nu stau foarte mult. Dar e bine oricum. A, nu mai e loc, ok. Trebuie să dau cu spătău. Și ne aliniem aici la Tesla. Ok. Bun, și facem și pe cealaltă. Era mișto să le aducă ăsta, să pune el mașinile. Angajatul. Oricum, el prima oară le spală. Mă, dar trebuie să-mi pun în setare aia, să pornească automat. Știi ce zic? Gameplay. Auto start engine. Save. Ca să nu mai dau eu de fiecare dată. Ia să vedem. Au cam plecat ăștia, văd. S-au enervat, au așteptat mult. Dar nu e problemă. Bun, el poate să spele mașinile și când le pun la vânzare. Deci hai să vedem repede de tot. Ăsta l-am luat cu 28.000, îl vindem și noi cu 60.000. Și ăsta l-am luat ieftin de tot, îl vindem cu 40.000 de amândoi, că îl dăm noi cu succes. Ok, hai să vedem că avem niște clienți la Tesla. Avem 3 clienți. 70.000 e prețul. Și se gândește la 33.000. Deci nu prea merge. 61.000. A, sunt două mașini. S-au adunat ăștia. A, vrea la Audi TT, nu la Tesla. Păi și ăsta nu-l văd, nu pot să dau click pe el. Nu, o să-i zic că nu. Don't sell. Trebuie să vedem, că ăsta vrea tot la Audi, ia. 37.000, se gândește la 31.000. Hai, mă, zic, las la un 40.000. Dar nu facem bani cu mașinile astea ieftine. Ok, fii atent. Ia-o așa tu. Ia să vedem aici o ofertă corectă. 90.000. E prețul și ea vrea la un 60.000. Asta la ce mașină? A, la Tesla. Ia 60.000. Cât se gândește? 61.000. Ăla e prețul, n-ai ce să-i faci. Din păcate, ăștia au plecat toți. A, nu stau pe scară, mă, ei. Avem doi interesați. De nerce, de scupe. 100.000 e prețul. 78.000 nu e rău. Iar aici avem 87.000. Bun. Nu e rău deloc. Și hai să vedem o ofertă corectă. Asta e 400.000. Ia. Se gândește la un. Nu are nicio problemă la preț. Ok. Deci mașini de astea scumpe trebuie să luăm noi. La astea facem cel mai insane profit. Bun, 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 bun. Ce avem noi de făcut în secunda asta? Avem doi clienți aici. Ia să vedem. Dăm tot. Nu mai rămâne nimic. I need to think. Ia. 22.000. Asta nu prea mă așteptam eu să fac mare profit. Mai am luat oameni pentru XP. 60.000, se gândește la un 38.000. Hai la un 42.000, ce zici? Great deal. Și uite așa am vândut tot, mai avem aia de sus. Aba nu, am vândut-o și pe aia, da, așa e. Bun, și acum întrebarea e, de unde iau eu mașinile bune? Ia station-ul, red bar. Ia, s-a schimbat ceva aici? Dați și voi un like între timp dacă vă uitați la Episodenstein. Nu știu pe unde sunt. Red barul ăsta au mai modificat ceva sau e nebunie? Coming soon. Ce-or fi ăstea oare? Coming soon, cică, nu vine niciodată. Ia. Ăsta tot la mișto e, deci nu poți să pui mai mulți bani. 3. 3 cu 5. Mă, ne-a spart ăsta, are direct blackjack. 18. Dacă a luat tasul, e over. Ok, ok, frumos. Am dublat profitul, cum s-ar zice. Nu, asul trebuia să iau un zecar și ăla era. Ok, de unde cumpăr eu mașini? Faza e că nu mai lasă să dorm până nu trece de ora 12 sau? Este să mă duc în neighborhood să mă culc. Pentru că nu mai am ce să fac. Dar nu știu ce e Halloween eventul ăla. Halloween event 2 îmi scrie stânga jos. Am lăsat și ușa de la casă deschisă. Are sens. A, deci pot să dorm până în 12 la prânz. În 12 noaptea. Deci are sens. Noi practic în jocul ăsta trebuie să dăm schimb la zile până când vine car marketplace, uite-l. De acolo mergem să cumpărăm mașini. Dar sau să prindem la auction, am prins în episodul anterior, o mașină scumpă rău de tot la câteva milioane, nu mai știu cât era. Aia era o mașină rară. Hai să vedem totuși, ăsta e interesant. Am zis că intru în joc, dar n-am mai reintrat. Da, mașina asta e ce ne interesează astăzi. Hai să vedem. Deci 373.000. Nu prea mă încântă că e cam distrusă mașina asta. Vezi să l-a reparat. Bun, expertise report. Deci a fost fake. N-a avut un item. Dăm și noi back și din 373.000 ne dă tot la 344. Și eu o să achiziționez la 280.000. Ce zici? Here are the keys. Bă, mașina, ce să zic, are damage, deci trebuie dusă direct la repair. Sincer, eu acum am realizat că pot să teleportez mai multe mașini, că le duc la repair. Ok. De aici, astea două mai sunt bune, dar asta e cam stricată mașina.
19.000. N-am ce să zic la 19.000, asta o luăm doar pentru XP. Ok. Ok, luăm așa direct mașina. Asta poate se prezintă mai bine, tot așa mulți kilometri, 20.000. O, mai stăm să negociem 5.000 de dolari, astea pentru XP-le luăm, nu știam de ce n-a dispărut mașina. Ok, și ce mașină mai scumpă de aici, că nu mai e niciuna. Este clownul din pădure de la X-Lader. Deci, hai că luăm mașina. Este mă un pic, că sunt eu curios. Asta se vinde scump? Poate fi ceva de epocă și nu știu eu. 19.000. Ăsta să se vândă scump? 12.000, prostii mă. Nu e nimic interes. 6.000, da, toate sunt ieftine, afară de ăla de acolo. Am zis bine eu. Cât e ăsta? 30.000? 31.000. Ok, îl iau la un 20.000. Ce zici? Not satisfactory, ok. Să nu pun 250.000, că e jale. Da, nu vrea să ne lase la preț, mă rog. Ok, primitem și pasta și hai să vedem. Ce ciudat că nu pot să vopsesc mașinile. Uite ăștia ce animații au. Zici că e o bucată de lemn, așa arată. Bun, ne întoarcem la office. Practic mașina aia trebuie reparată și îngrijită. Cred că mă duc să fac niște curse sau nu știu ce să fac. Că ținem degeaba mașina aia noastră. Adică am putea să o dăm și aia, știi? Bun, repair prices. Da, acum prețurile la reparat se schimbă în funcție de mașină. Deci e destul de scumpă de reparat, 27.000. Dar sper ca clientul să aprecieze. Dacă n-apreciază, nu merită să o repari. Adică, practic, din ce văd să mie, nu merită nici să o repari, nici să-i faci literalmente nimic. Bun. Ok. Hai să aranjăm așa mașinuțele. Vezi, aia e problema. Motorul pornește când te urci în ea, dar nu se oprește când te dai jos. Deci întrebarea mea pentru voi este: pot eu să schimb controlele și să-mi pun, fii atent, dacă eu pot, asta e tare rău de tot, să-mi pun eu start engine-ul, skill panel, start stop. Așa da, mă. Așa da, fii atent, pentru că eu acum practic pot din mouse, da? Asta da, pentru că eu, când urcam o mașină trebuie să iau mâna de pe mouse să mă duc să apăsi. Mă rog. Așa da, atunci merită toată schema asta, trebuia să fac mai de mult. Mama asta are drift kit pe aia. Hai că am intrat direct în stâlp, forță. Se ocupă al nostru, spală tot. Asta e cea mai mișto chestie, că se ocupă el de spălat și întreține mașina. Ce se întâmplă, mă, s-a stricat cutia. Are motor mare. Challenger sau ce? Mărule, dă-te mă la o parte. Bun, hai să le punem repede la vânzare, toate trei. Bă, o să o punem și pe a noastră, adică n-are sens, pur și simplu. Ferrari-ul ăsta l-am luat cu 200.000, îl dăm cu 500.000. Dodge-ul îl punem la 25.000, o să se vândă repede. Ăsta l-alt să-l punem la 25.000, deci ambele la fel. Și Audi TT-ul ăsta, stai așa, îl punem la un 50.000. Ok. Bun, și mai avem una la reparat, Countach-ul ăla. Vreau să vedem care e situația acolo. Dacă durează mult să-l repare sau nu, asta sunt eu curios. Mi se aprinde și fața de la laptop, văd că e... There's no problem with the car. Ok. Ia, hai să vedem și noi care e situația. Deci, painting 51% nu știu ce înseamnă. Cred că ar trebui... Ia, stai puțin. Să mă duc să văd dacă pot să-i... Ia, stai așa. Ah, fii atent ce-mi scrie. Tu își charge și Audi TT is out of reach. Opa. Ok. Nu, deci ce vreau să fac? Paint parts. Deci cred că acum... Ah, ok. Cred că avea câteva chestii care trebuiau vopsite ca să arate ca din fabrică. Sau nu știu care e situația. Dodge Charger și Audi TT is out of reach. Interesant. Hai să urcăm ăsta la etaj aici. Iar nu e liftul coborât. Ok. Okidoki. The elevator has been... nu poate să coboare, că e asta aici sau de ce? Este.
Da, cred că eram eu în cale și nu putea să coboare. Hai să-i dăm înainte din nou. Îi dau up, up, up. E o mașină veche, dar interesantă. Frumos aici la expoziție. Ia să vedem. Bă, o s-o bată ăștia pe ea, nu cred. Ia, 500.000 prețul. 500k. 362, nu. Ia. Ce preț ai tu? 367. Nu știu cum să vorbesc cu ăsta dintre ei. Ia. Hai să vedem. I'll take a minute. 330, deci toți au la 300 prețul. Poate ne impresionează doamna asta aia. 317. Slăbuț, nu știu ce să zic, ăsta a plecat sau ce face. Ia uite-l. Verde la anii, la față, cu aurul la gât. 336. Bă, ce zici de un 400 de mii? 40, 400, 400 de mii. Ia. Trebuie să mă gândesc. 336, 370. Ia vezi. Ata, mă, s-a rezolvat și mașina asta. Și o punem pe asta la altă, pe... O punem pe piedestal, ia vezi. Opa. Ok, și o aruncăm la vânzare. Webpage, frumos. Chiar că putem să facem milionul. Cu cont așa asta, dacă scoatem un preț bun la el. Bă, că nimeni nu vrea să dea 500 de mii. Deci... Poate, poate, avem noroc. Ar trebui să coborăm cu liftul de acum încolo, ca să rămână deschise astea. Doar că ușa nu mi se deschide, sau? Doamne, doamne. Ok, cred că trebuie să intrăm la... Fii atent, îmi trebuie o ușă. Cred că aia e problema. Deci, you cannot enter office edit mode. Ok, îmi trebuie o ușă aici. Cred că scot geamul sau nu știu ce să fac. Că n-are sens altfel. Aici nu pot să cobor. Ia, dacă eu îi dau așa. Office, you cannot close. Ah, trebuie să închid office-ul, ok. Bun, 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 bun. 25.000, asta nu prea ne interesează. 23, ia ta. Ia vezi. Așa. Prețul pe care l-am pus eu e bun. Deci ambele cu 25.000 au fost prețuri bune. Iar aici e prețul mai mare la 50.000. Hai să vedem. 40.000. Tu cam cât vrei. Ia. 41.000, ok, vândut. Perfect. Mai e sus la etaj cu cuntașul ăla. Avem 700.000. Trebuie să prindem o mașină bună. N-avem niciun om interesat aici. Deci cred că mergem, îi dăm sleeper-ul. Ne băgăm la Nani. Opa, office, frumos. Și cred că o să scot bucata asta. Delete. What? Ah, eu am crezut că am șters peretele. Perfect. Da, adică e ciudat că nu pot să fac ușă, dar n-am încotro. Da, ca să pot să cobor când, da, cobor cu liftul. Bun, magazinul e închis. O să îi dau open din nou. Vreau să prind un auction, că acolo sunt mulți bani, dar nu știu dacă prindem noi vreo mașină. Insane, cam aia e toată situația. Dă-mi un auction, aia îmi doresc. Vreau să îmi dai auction. Next day, frumos. Auction începe la 1 PM, perfect. Perfect, perfect, perfect. Hai să ne uităm puțin la vecini, dacă au ei vreo mașină mega insane, dar nu pare. Deci din ce văd eu, nu pare. Ia că m-am urcat pe gardă aici. Nimic interesant, sincer să fiu cu voi. Cred că mergem la office, așteptăm să vină cineva să ia cuntașul. Office-ul s-a curățat. Vreau să văd skill point, eu am 1. Și vreau, ce voiam eu să fac? Voiam să cumpăr eu ceva, dar nu mai știu ce. Cred că ăsta vreau să-l cumpăr. Sau? Nu. Nu. Am păstrat eu 2 puncte special pentru ceva. A, ăsta, da, vreau să cumpăr ăsta și nu mă lasă că... Your vehicle, nu înțeleg de ce costă 2 ăsta. Efectiv mi se pare porcărie. Mașina ta ia mai puține daune dacă te lovești cu ea. Adică eu nu mă lovesc cu mașina, nu înțeleg logica. Iar nu înțeleg, da, mă rog. Am lăsat-o cu motorul aprins, da, nu vine nimeni, oare? Nu, nu cred. Sau? N-are sens, dar... Este puțin să o scoatem din sale. Așa, gata. Ok. Totul are logică. 500k. Bun.
Bun. N-avem ce să luăm, din păcate. Adică ziceți voi, marketul e închis. Cred că ne trebuie multe modalități. Ne-ar trebui și un auction online sau ceva. Părerea mea, nu știu, chiar vreau să văd ce mai adaugă frățiorii neighborhood. Trebuie să mă plimb prin cartier. Durează mult. Că ce mașină asta? Nu are sens. Nu merită să mă urc în ea și să o vând. Să o duc în ăla, să o pun la vânzare. Ar trebui quick sell ceva, să vândă instant. Asta costă $1,000. Poate Mercedes-ul ăla de acolo. Poate. Ăsta să-i dăm un quick sell. Îl cumpără Hulk. Ia să vedem. 71K. Ți le iau la un 50.000. Ia să vedem la un 50.000. Oh, I need to think. I don't have much așa. Ok. Fii atent că am descoperit bug. Că dacă dau escape își dă reset. Nu-și dă reset. Ok. Bun, great deal. Hai să dăm o tură cu mașina prin cartier să vedem ce e de vânzare. Ce e bun, ce nu e bun. Sunt slabe mașinile, mă. Opa. Și mă asta. Halloween. Ce face? Bring me. Trebuie să-i aduc 30 de dălea. De unde să-i aduc? Nu înțeleg. Văd unul acolo, dar vrea să mă plimb pe jos. Hai că au plecat frame-urile. Vrea să mă plimb pe jos să-i adun 30. N-are... No, cred că le-a ascuns el pe hartă pe undeva. Mamă, s-au dus frame-urile acolo. Bă, faza e că nu vreau să adun 30 de astea, aia e problema. Nu știu dacă ne înțelege frățiorul. Hai să nu urcăm în mașină. S-a văzut, mă, a văzut o limbă. Mă, ce? Au luat o raznă jocul ăsta. E un pic grav, boys. Haide, mama mea. Nu, stăm bine. Mamă, e prea mișto, nu scoate un sunet de laptopul ăsta. Ok. Bun. Hai că facem așa atunci, o ducem la reparat. Dacă e mega grav. Mai sacadează și el pe aici, pe acolo, dar e ok. Repară și tu alea. Bun. A, uite, văd acolo. Da, sunt multe de luat, dar nu știu dacă am eu cum. Și îmi face lag. Sunt 50.000 de... E animația aia. 30 sunt multe, mă, trebuia 10, cred. La 30 chiar... Hai că s-au dus aia să cumpere contașul. Vindem contașul ăla și la 1, cred că ne ducem... A, dar mai avem și ăsta de vândut repede. Asta e, dăm goarnă. Ia. O să reintru în joc, cred că vreau să-mi dispară misiunea aia. Nu știu dacă îmi rămâne salvată. Ok. Hai să o punem repede la vânzărică. Și are, mă, mâna mea e schilozată. On sale, nu, not on sale. Vreau un 50.000. Ok. Mi-a băgat muzică de Halloween, n-am ce să-i mai fac. Zi-mi și mie un preț corect. 500.000. Nu, am crezut. What? Zice, prețul mă deranjează, doar un minut. M-am uitat la preț și e bun. De ce a plecat? What? Ce-are, mă? Bă, ăștia o nebunii, mă, pur și simplu. Prețul e corect. Deci contașul ăsta a fost insane, avem 1.000.000. Mă, suntem gata de auction, ești nebun? Fii atent că e la 1 PM. Auctionul deja a început. Vindem mașina asta repede, nu mai stăm la vorbă. 40.000, iau-o. Trebuie să mă duc de urgență în partea cealaltă. Oamne, bagă muzică de Halloween, te spargi de râs. Am un sunet, mă, nu scoate. Deci nu se încinge deloc laptopul, aia sunt uimit. Deci la anumite jocuri care nu sunt prost optimizate, nu e, n-are absolut nimic. Rolează perfect, cred, nu înțeleg. Ok. Da, e gunoi ăsta. Porcărie totală. Și de ce toată lumea arată la fel, gen? Trăiesc într-un Matrix? Uite-te și tu, am venit la auction și toată lumea e același om. Clone peste tot, bă, frate. Come on. Ce tigaie asta de mașină? Îmi trebuie bilet. Bă, lasă-mă. Ia. Yeah. Îmi place că sunt două melodie și melodia... Mamă, că o cumpăr dacă așa tare mașina asta. Nu știu ce mașină e. Nu cred că am adăugat acum câteva update-uri, câteva modele noi de mașină, după aia nu am mai adăugat. Deci, nu știu ce se întâmplă cu jocul ăsta, sincer. Făcea update-uri rapide într-o perioadă și după aia s-a lăsat de tot. Deci,
Sunt puțin dezamăgit așa de joc. Chiar eram uimit că, bă, uite, bag update-uri ca lumea. Nu, nu mai. Asta e o porcărie, nici nu merită să biduiești. Pun eu ca să încheiem mai repede. 18.000, porcărie. Doamne, asta e 50.000 cât e. Doamne. Practic aici mașinile sunt bune, de ce? Că au foarte puțin kilometri, dar e prostie, ne trebuie o mașină rară. Ceva de 100.000 măcar. 200.000 ca să poți să faci profit ca lumea. Na, efectiv, n-a participat nimeni. Am dat eu de două ori și s-a terminat tot. Dar îmi dă XP că am cumpărat mașina. Asta e o mașină interesantă. Ai de mama mea ce lag a făcut. Este un muscle car de la... Bă, interesant, interesant. Du și tu ăstea repede acolo. Ia. Zici că e din My Summer Car mașina asta. Am are motor puternic. Ia, fii atent. Vreau să las mașina aici. Vreau să mă duc să salvez jocul. Că mă enervează melodia și vreau să văd dacă se oprește. Am făcut o greșeală și m-am culcat și am crezut că îmi salvează când mă culc. Jocul ăsta e foarte stupid și nu salvează. Uite, mă, din nou că trebuie să refac tot auction-ul. Și am cumpărat prima mașină. Sunt curios dacă sunt alte mașini, că acum a început cu aia scumpă și avem mașini mai bune, actually. Stai așa. Inerce de scupe, care e mult mai scump. Deci, vezi că merge. Sunt curios dacă sunt alte... Adică sunt deja alte mașini, dar sunt curios dacă ne pică ceva mișto de tot. Nu era nici asta. Dar vreau ceva așa de un 500.000 de dolari. E interesant, prima mașină ne-a dat-o la fel. Astea, următoarele două n-au fost la fel. Ok. Și nu cam luat-o aia ultima? Nu. Prostie, mă, prostie. Trebuie să o cumpăr când dă XP când le cumpăr. Deci eu practic ar trebui la toate auction-urile să cumpăr. Ok. Nu are și el mai multe NPC-uri să adauge în joc. Adică la auction nu vine nimeni de la Halloween. Cum am făcut level că am cumpărat 4 mașini? Fii atent, fii atent. Asta mă interesează. Shows you the best selling price for a vehicle. Deci mi-arată care e cel mai bun preț să vând mașina. O să fie insane. Bun, cu asta mă duc eu. Și astea 3 le torpilăm acolo. Mă enervează maxim că e muzica asta pe fundal. Nu, nu am ce să-i fac, pur și simplu. Deci chiar nu am ce să-i fac. Ok. Am reintrat în joc totuși, fii atent. Da? Am reintrat în joc, ia, îmi face altă culoare? Da, bă, era buguit jocul, să-mi bat piciorul. Deci merge să faci altă culoare mașina, ok. Aș face niște curse cu asta, asta e un pic. Să văd cât de puternică e, deci nu o pun la vânzare încă. Dar hai să nu mă dau jos aici. Hai să o lăsăm aici așa. Le rezolvăm pe astea repede. Doamne, ce mă taraba asta? De ce ai dat mașina asta la auction? Nu înțeleg. Fii atent ce interesant are pe spate mașina asta bara de stop. O are pusă jos, n-am mai văzut. Interesantă ideea. Ok, și mai avem și pe cealaltă să le vindem repede. Mai mult pentru XP, dar sunt câțiva bănuți. Dar noi din punctul ăsta în care suntem, doar din mașini foarte scumpe facem profit. Aia e problema. Ok, oprim aici. Le punem instant la vânzare pe toate. Am mă disperă melodia asta de pe fundal. 150.000, dar nu merită 150.000, 31.000, 70.000, iar asta 10.000. Deci nu are sens să stăm noi să stăm la discuția. Deci, bă, dă bine pe roșu oricum. Deci n-ai ce să zici, dar vreau să-i fac un race kit ceva, să vedem ce se întâmplă aici. Avem așa, racing kit, NOS, turbo, toate alea, suspensie. Mamă, nu, las-o jos. Luminile pe roșu așa, dar cred că pun roz de ăsta, mov, pardon. O punem și noi de România. De ce are numere de România, sunt curios? Tocmai România? Luat din toată Europa sau ce s-a întâmplat are? Ce jante zicea să-i punem? Nu știu, chiar nu știu. Trebuie ceva așa decent. Ăstea la troli le-am pus. Ia să vedem cum fuge mașchineta. Pă, alt era nosul. Ia uite-o, mă. Opa. Mamă. Credeți că e rapidă să facem o cursă?
Oamne, cum facem? Pleacă frame-urile, atât de repede mergem. Oh, stop. Am mai găsit unde la bă, dar nu am chef să fac misiunile astea, n-au sens. Sunt prea multe 30, ți-a jumătate de oră pe puțin să te duci să cauți pe toată harta. Stai să vedem la gameplay, la controls, vreau să văd gear up și gear down, deci shift și control. Bun, hai să ne întrecem cu unul din ăștia. Dar ce preț ne dă? Răi, 500, adică n-au sens cursele astea. Ar trebui să fie niște curse ilegale pe bani mulți, gen 100 de mii sau... Uite, s-a schimbat prețul, what? Bine, și 100 din euri. Am văzut că a început jocul, s-a rezolvat bug-ul ăla, cum îți salvează dacă faci curse sau așa. Că nu mai știu cum era. Și nu îți salva jocul când intrai la cursă. Erau câteva situații de astea. Cursă și încă două mai erau. Mă rog. Ăla are SUV, e greu, nici n-ar trebui să compare măcar. Gata. Doamne, nu știu dacă ați văzut ce am făcut. Ai, eu am nos. Bă, m-a făcut ăsta. Ai, mamă. Na, a fost fail total. Eu dacă țin alt apăsat, îmi schimbă limba de la tastatură și mi-a părut să îndreaptă ajuns. Nu știu dacă s-a văzut, nu cred că s-a văzut. Doamne, și atent, era pe a întâia, da? Și începe cursa, 3-2-1. Și eu am dat înapoi să dau gear down, dar mi-a dat în loc să pe neutru, mi-a dat pe mașarier. Eu voiam pe neutru să încordez mașina, gen să o turez și apoi să plec o întâia. Mi-a dat pe mașarier și ghiște, după ce am apăsat shift să dea gear up, n-am mai schimbat. Adică, doamne, mi-a schimbat ciudat de tot. N-are niciun sens. Oricum, e irelevantă cursa pentru că... Nu, știi care-i faza? Trebuia să fie pe 100.000 de dolari sau ceva de genul. E prea... 700 de dolari, nici nu-ți pasă de ea, avem 1.000.000. Oamne, cum se duce mașina asta, nici măcar n-are frâne pe măsură, adică n-are niciun sens. E tare mașina, dar, ia că duce gunoiul ăsta. Unde a apărut, mă, gunoiul ăla? Ok, hai să ne dăm jos, punem și noi mașina asta la vânzare și le dăm pe toate direct. 150.000 pe puțin e asta. Ia să vezi acum frățiorii cum vin. Cam așa ne prezentăm. Nu știu dacă să... Customers in the office. Nu știu dacă să dau upgrade la milionul de dolari, că după aia nu mai avem bani. Aia e chestia. Hai că au venit frățiorii. Deci asta și Mercedes-ul ne interesează. Sunt cele mai bune mașini ale noastre. Dar am pus-o doar cu 70.000 de dolari? 35.000? Mă, frate, nu merită 30. Ce are 5.000 de kilometri. Îți bagi joc efectiv. N-are, mă, cum, bă, pleacă, bă, de aici. Așa puțin? A, nu era nerce de sus ce voia el. A, lol. 100.000. Ți-o las la 110.000. Noi aici negociem prețul mai sus. Ok. Ăsta e irelevant, cred. 42, ok. N-a venit nimeni la asta? E prea scumpă? Ia că a venit ăsta, moartea reală. Deci NPC-uri îi pot să facă, că le-au făcut pe astea de Halloween. Dar în joc ei nu bagă NPC-uri. Tu stai seama ce stupid? Ar trebui să ai pe puțin 100 de NPC-uri în jocul ăsta. Hai că s-a făcut și noapte, nu mai vezi nimic. Iată ce... Nici n-am loc să ajung acolo, omul meu. Oamne, nu-l vezi pe ăsta, deci eu nu văd cine. Eu nu văd cui vând mașină. Da, mă, ia-o, scapă-ne de aia. Ia, mă, că a venit cineva. Oamne, mi se duce mouse în toate direcțiile. Ce se întâmplă, mă? 130k aia zi. 104k, ok. Și tu ce zici? Ce-or face ăștia cu mașina? E curiozitatea mea. 113k. Da, mă, e bine. Deci ne situăm la 1.300.000. Putem să dăm upgrade la tabletă. Nu mai merge asta, văd. Deci trebuie să dăm din Office Edit Mode. Adică să închidem aici. Stai să vedem. Da? Și ne ducem la Office Upgrades. Bă, merită în episodul viitor să luăm asta, dar dacă eu iau asta acum, o să rămânem doar cu 300.000 și o să ne limiteze, știi, să cumpărăm mașini scumpe. Deci încă rămânem aici, că noi dacă cumpărăm o mașină la 1.000.000 și ceva de dolari, putem să o vindem extrem de scump. Pe aia mizez. Oricum, mai începea un auction azi în stânga sus, vedeți acolo, dar facem data viitoare, dacă mai vreți episoade. Like și ne vedem data viitoare. Pa!